Bună, taur și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 24-30 octombrie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia taur, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă previziunile ți se potrivesc, te aștept cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea acestui videoclip pentru cei care sunteți interesați. Dragi Tauri, este o săptămână în care avem o lună nouă, o eclipsă în semnul scorpionului. Iar asta înseamnă pentru tine un moment unic în care poți să faci o înțelegere cu o persoană, poți să semnezi un contract, te poți orienta către un parteneriat care să-ți schimbe destul de mult viața, dar atenție, care te scoate din zona de confort, pentru că. Pot fi anumite lecții pe care le înveți, ca mai târziu să, să mergi pe cont propriu. Totuși ți aș recomanda o foarte mare precauție atunci când vine vorba de relațiile tale în această săptămână. Este posibil să fie începutul sfârșitului, cum s-ar spune, adică să încep niște demersuri. Pentru a încheia o anumită asociere, un anumit contract, un anumit parteneriat, care să știi că va fi în folosul tău. Apar tot felul de lucruri neașteptate din partea celorlalți, iar taurii care se află într-o situație tensionată în familie, da? vezi că acum. Uh, poți să rezolvi acea problemă. Da? Repet, printr-un contract sau printr-o înțelegere care se face. Norocul pentru tine vine din zona străinătății, din zona studiilor înalte, călătorii îndepărtate. Deci asta e foarte bine. De asemenea, este o săptămână în care poți avea în sfârșit acea discuție la locul de muncă sau acea discuție cu rudele referitoare la bani că probabil sunt anumite probleme în această perioadă. Îți poți exprima punctul de vedere, vezi că poți avea o idee genială care să-ți fie apreciată de către ceilalți și care să te ajute să câștigi niște bani suplimentari. Chiar de acolo de unde te aștepți mai puțin. Apoi, în egală măsură este o săptămână puțin tensionată deoarece vei fi pus în fața unor situații. Uh, mai puțin confortabile, și aici e nevoie să reacționezi puțin diferit. E nevoie să te deschizi către noi orizonturi, poate chiar spre noi păreri, spre noi uh, uh, cunoașteri, de ce nu? Dacă ai legătură cu zona studiilor, cu zona călătorilor îndepărtate, cu străinătatea, vezi că de acolo apar niște discuții în contradictorii. Da? Asta este parada eclipsă, ceea ce am vorbit la început, da, cu norocul care vine de acolo. E valabil jumătate de an, da, de pe 25 octombrie până în următoarele șase luni. Apoi, Până pe 28, încă mai sunt oarecare uh, tensiuni în relația cu prietenii sau în relația cu grupurile de oameni din care tu faci parte. Uh, poate chiar e vorba și de niște planuri de viitor pe care tu ți le-ai făcut și acum uh, e posibil să revii asupra lor. Jupiter uh, te ajută, da? începând cu data de 28 din acest punct de vedere. Te ajută să transformi, să schimbi, mai ales taurii care au legătură cu grupurile de oameni. Vedeți că acum puteți să schimbați ceva absolut fantastic în viața voastră. Da? De pe 29, Mercur intră în Scorpion și atunci se intensifică relațiile tale, comunici mai mult cu ceilalți, poți să negociezi mult mai bine o poziție pe care tu o ocupi. De asemenea, încep să te distrezi mult mai mult, faci tot felul de activități cu vecinii, cu prietenii, cu persoanele apropiate, se încheagă tot felul de relații și începând cu data de 30 octombrie, Marte intră în retrogradare în semnul gemenilor, iar aici aș cu atenționare în legătură cu banii. Vezi că acolo ceva nu e sigur, vezi că se pot schimba lucrurile peste noapte. Da? În special când discutăm de principala ta sursă de venit. Hai să vedem ce îți spune și oracolul. Au ieșit două cărți pentru tine și le voi lua în considerare pe ambele. În primul rând, avem numărul 1 foarte important pentru tine în această săptămână. Poate e un șef, poate e vorba de o poziție. Numărul 1 poate să însemne și un nou început în acest caz, și văd o ghidare profundă pentru tine din partea Arhanghelului Gabriel. Iar numerele importante sunt albastru, portocaliu, maro și mov. Da, Motanul vrea și el să-ți transmită un mesaj, el vorbește cu porumbei la geam, e, are uh, conversațiile lui și nu pot să-l deranjez. Ok, mesajul din partea Arhanghelului este următorul. Ești alesul și protejatul meu. Ai atins o mare puritate untrică și eu te ajut să-ți revelezi adevărul ultim dumnezeiesc în propria ființă ești binecuvântat, inspirat și ghidat de Alaiul meu ceresc. Primul mesaj pentru Taur. Al doilea este misterul dumnezeiesc iluminator. Numerele importante pentru tine: 3, 7, 10, 1 și 37. Culorile importante sunt galben, auriu, portocaliu, verde albastru, turcoaz. Iar Arhanghelul Raziel este cel care îți oferă un dar, o ghidare, un cadou și îți transmite în felul următor. Facilitezi revelarea în universul tău lăuntric a stării inefabile, extatice, de mister dumnezeiesc iluminator. Îți oferă accesul dincolo de vălul iluziei divine. Te ajut să pătrunzi tainele fundamentale ale vieții, și taina viselor profetice și a clar viziunii. Ascultă-ți intuiția foarte mult în această perioadă. Să nu uităm că Venus, planeta care te guvernează pe tine, a intrat în Scorpion. da Sau cel puțin este în Scorpion în, în săptămâna 24-30 octombrie. Și atunci de acolo te ajută foarte, foarte mult. Ai o intuiție bună, vezi mult mai bine în oameni. Să vedem ce îți transmite și tarotul, pentru că sunt foarte curioasă. Prima carte pentru tine, 5 de băte. E clar că este o săptămână ușor tensionată în relații. De asemenea, taurii care se află într-o situație tensionată în familie. Vezi că acum poți să ai în sfârșit acea discuție, să te desparti sau să găsești o soluție. E vorba de o situație în care cineva are o problemă financiară, o problemă de sănătate sau chiar senzația aceasta de abandon. Și de aici apar discuții în contradictoriu. Poate să fie și o săptămână cu gelozie, da? Scorpionul e și cu gelozia. E față în față cu tine, dar aveți ceva în comun. Sau mă rog, avem, dacă și eu sunt aur. Da. Uh, Regina de monede. Uite, e clar că zona financiară contează foarte mult pentru tine în această perioadă. De asemenea, discutăm despre o casă, despre o sumă mare de bani, dar și despre faptul că pot apărea neînțelegeri cu ceilalți uh, din cauza banilor, da, sau din cauza stabilității. Cineva vrea ceva mai stabil într o relație. În mintea ta asul de cupe. Primești o veste bună sau ai niște gânduri de pace, vrei un nou început, vrei o nouă etapă în viața ta, blândă, iubitoare. De asemenea, tot asul de cupe vorbește de un nou început, vorbește de o nouă etapă care se întâmplă în viața ta. Doi de monede. Doi de monede îmi spune mie faptul că în plan personal ești foarte confuz în legătură cu o persoană sau cu o situație. Tu stai, cântărești lucrurile, încerci să găsești cea mai bună soluție, de o parte, lucrurile ti se par bune, pe de altă parte, nu ți se par bune, și tot încerci aici să, să găsești un echilibru. La baza manifestărilor tale, 8 de băte, uite, multă comunicare pentru tine în această săptămână. Un succes, văd, multă reușită, multă poftă de viață și, așa cum îți spuneam, e normal să fie așa, Venus e în Scorpion, și de acolo ne face să trăim viața așa mai intens. Bun în exterior șase de monede care vorbește despre niște bani pe care poți să-i primești sau e vorba de un ajutor financiar pe care îl poți primi sau pe care îl oferi. De asemenea, poți să primești niște bani. Poate vrei să faci un împrumut sau ai, nu știu, cineva trebuie să-ți dea niște bani, ceva aici se întâmplă. 5 de cupe mai văd aici 5 de cupe care vine cu o oarecare supărare din partea unei persoane foarte apropiate ție poate să fie cineva din familie, un prieten, persoana iubită, e o persoană aici ușor supărată, cineva care tot plânge după trecut. Și e ceva ce are legătură cu bani, da. Ultima carte pentru tine, 10 de monede. Uite, primești o veste bună legată de un grup de oameni sau o veste bună legată de o sumă mai mare de bani. Și asta este absolut fantastic. Uh, e legătura cu un grup de oameni, primești o veste bună de acolo. Vezi că tensiunile apar din cauza unei persoane foarte apropiate ție. nu îi lăsa pe ceilalți să te, să zic așa, să te doboare. Pe de altă parte, această eclipsă vezi că ți aduce ceva din trecutul îndepărtat, adică ori o altă viață, ori ceva ce s-a întâmplat acum foarte mult timp, adică ani de zile, luni, mai mult. Da? Dar pentru alții e vorba de lucruri extrem de profunde care ies acum la suprafață. Da? Pe de altă parte, e vorba și de a încheia ceva. Bun. Dragi tauri, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ți s-au potrivit previziunile, te aștept cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Iar pentru cei care doriți, vă aștept la previziunile zilnice pe Zodii, dar și la previziunile pentru luna noiembrie, deoarece urmează o lună foarte intensă pentru toată lumea. De asemenea, nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like, funcții gratuite pentru toată lumea și așa puteți să mă ajutați și pe mine în acest proiect. Te îmbrățișez și îți doresc o săptămână cât mai frumoasă!